România, de ce este importantă această administrație? Pentru că ea a menționat în mod clar că sub administrația ei, Statele Unite vor susține Ucraina în războiul cu Rusia. Asta este o veste foarte bună și pentru România și pentru Europa, respectiv Uniunea Europeană. Într-adevăr, a fost menționată România și Polonia, dar noi ne bucurăm de această mențiune pentru că ne dă din nou șansa să putem să fim lideri regionali și să continuăm lupta aceasta împotriva lui Putin cu americanii. Protecția americană ar continua cu Kamala Harris, ceea ce mă bucură, deci eu îmi doresc să câștige Kamala Harris tocmai din această perspectivă, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să ne demobilizăm, pentru că, așa cum am văzut și în dezbatere, prea puțin a fost menționată Europa decât în contextul războiului cu Ucraina împotriva lui Putin, mai degrabă a fost menționată Asia, respectiv China. Așadar, pentru o protecție mai bună a Uniunii Europene, trebuie să ne gândim la mai multe capabilități de apărare. Spuneam, așa cum spune și Mario Draghi în ultimul său raport. Desigur, m-a bucurat foarte tare în această dezbatere faptul că Kamala Harris chiar reprezintă pe toată lumea. Până și eu m-am simțit reprezentat, așa cum a spus și dumneavoastră mai devreme, că a avut subiecte precum dreptul la avort și dreptul migranților.